De multe ori, oamenii cred foarte puțin din ceea ce se spune sau nu apreciază unele mărturii. Mi-am căutat un suport biblic care să mă încurajeze. Din Deuteronom, capitolul 4, versetul 9. Nu mai ia aminte și vechează asupra ta coloarea minte, asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii, să-ți iasă din minte și din inimă, fă cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Era o poruncă și atunci dacă este poruncă trebuie să o îndeplinim. M-am născut într-o familie creștină, tata era păstor, păstor de țară, avea șapte biserici, trebuia să meargă de obicei la biserici, pleca sâmbăta după masa, ajungea înapoi luni dimineața pentru că mergea pe jos, două, trei dealuri, trebuia să le treacă, 10-15 km pe jos. Și atunci noi, copiii, împreună cu mama, trebuia să ducem gospodăria, lucrurile. Poate cineva să zică că este greu cei din vremea aceasta, dar atunci dacă era o normalitate, era bine, dar am avut și șansa și harul de la Dumnezeu să aud foarte multe mărturisiri din biserică și lucrarea lui Dumnezeu. Între ele a fost lucrarea Domnului în viața noastră personal. Mi-aduc aminte că ce era colectiv, greu nu se dădea decât foarte puțin la oameni și am ajuns într-o vreme că nu aveai cu ce să faci pâine tata n-a mai reușit să rezolve pentru săptămâna următoare pâine, a trebuit să meargă la biserică, la cina Domnului, unde trebuia să meargă și acolo s-a rugat Domnului, printre altele, Doamne, am lăsat familia fără pâine. Și Domnul i-a vorbit că și Dumnezeu va purta de grijă. Tot atunci, duminică, din Deja au venit doi frați. La noi la adunare, adunarea era la noi în casă, așa că cred că vă dați seama, prezența mea în biserică era 100%, că era la noi adunarea. Și la amiază, când s-a terminat adunarea, mama i-a invitat la masă, cu ce este. Și printre altele s-a scuzat pentru pâine, care era mai veche, mai puțină, mai așa, și un frate avea în plasă două pâini. I-a lăsat acolo. Fratele acesta era portar la un liceu, deci nu era un om de vază. Un portar la un liceu, lângă ea era un magazin de pâine. Și i-a spus la mama, mama i-a mama dat bani și un sac. El le trimitea sâmbătă pâinea cu o mașină de muncitori în sat, noi luni îi trimiteam sacul și banii până când restricția de pâine s-a terminat și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Când a venit tata, a venit cu bucurie că Domnul i-a promis, mama i-a spus că Domnul deja a început să împlinească lucrarea Domnului. Apoi o altă lucrare la care eu am fost martor, mi-aduc aminte că în Valea Groșilor, la o ungere, așa cum se face și aici, în public, eram la marginea intervalului. Și la un moment dat, în rugăciunea aceea care se făcea, cineva m-a tras de mână, m-a deranjat. Vă spun sincer, pentru că când te rogi și harul e mare, parcă ai vrea să te rogi în continuu. Să-mi arată o fetiță, 4-5 ani dacă avea, că stă în picioare. Și mi-a spus, fetița aceasta m-a dus o în brațe de peste someș de la gară, eu și sora mea, pentru că nu stăteam picioare era mare, dar avea problema aceasta. Și la rugăciune a lăsat-o, probabil că a încercat-o, stătea în picioare și era foarte bucuros și eu și ele. Și Domnul le-a binecuvântat, dar m-a și pe mine, pentru că am văzut lucrarea Domnului cu ochii mei. Apoi pot să vă spun despre lucrarea Duhului Sfânt, cum lucra Domnul prin Duhul Sfânt. În vremea aceea, pentru că am fost o generație binecuvântată. Mi-aduc aminte, tot așa, prin sora Rosalia, o lucrare pentru cineva, nu era pentru mine, și a spus pe nume, Vasile, pentru că, în general, vedeți că unii spun că trebuie să simți, alții vin după aia și spun o lucrare pe nume. Domnul, așa lucrează. Sau o altă lucrare, tot prin Duhul Sfânt, când ne-am dus, tot așa pentru sora mea care era bolnavă, a fost operată de tiroidă, și cum NATO zice: N-are rost să mergi sus, că de-abia ieși din operație. Ne-am dus la rugăciune. Și tot prin sora Rosalia a spus: Acum se hotărăște de la moarte la viață. Noi n-am înțeles că operația a fost făcută mai înainte când am venit a doua zi și ne-am dus la spital, de fapt avea hemoragie, a operat-o chiar în timpul acela și Domnul i-a dat viață. Acum, ar vrea să le spun la tineri că cei ne sărbătoresc pe noi. Dacă Domnul ține viața și nu vine, atunci și ei vor trebui să ajungă ca și noi. Deci vor ajunge să fie sărbătoriți. Și atunci ne uităm că Dumnezeu vine și are niște cerințe pentru cei care trebuie sărbătoriți. Și în tit vine și le spune la bătrâni, la toți, deci pe bătrâni nu-i alege, să fie vrednici de cinste, printre altele. Deci să primească cinste, așa cum ne-ați cinstit și voi pe noi și cu un pachetel, dar ei să fie vrednici de cinste. Mai sunt și alte însușiri, dar fraților, să fim vrednici, nu numai de vârstă, de purtarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi la surori, la surori din nou la toate le spune să aibă acea calitate de a fi în legătură cu persoanele tinere, ca să le învețe. Desigur, și tinerii ar trebui să se lege de cei mai în vârstă și să primească învățătura, dar pentru a da învățături la alții, trebuie să fie un om care nu poartă știrile, un om care dă un sfat, un om care ajută, un om care înțelege și poate că un om care se roagă împreună cu cel care are probleme. Despre tineri spune foarte puțin. Tinerii să fie cumpătați. E o caracteristică care e la toate vârstele, să fie cumpătați. Dar, în mod deosebit, vine și ne spune în versetul 7, pentru cei care sunt în slujba Domnului. Dă-te pe tine pildă de fapte bune în toate privințele și în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie. Deci pentru cei care se ridică în popor pentru a conduce, pentru a face lucruri în biserică, trebuie să dea dovadă de exemplu în toate laturile. Spunea și lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Deci trebuie să aibă grijă ca ceea ce fac, să fie cum citesc, deci să ia seama la citire, la ceea ce sfaturi dau la alții, pentru că, continuă Apostolul, căci în felul acesta te vei mântui pe tine, nu am citit tot versetul, și pe cei ce te ascultă. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe tineri și mă rog ca și ei, în vremea aceasta, să aibă experiențele pe care le-au avut. Eu cred că toți bătrânii au avut experiențe deosebite. Dumnezeu așa a lucrat atunci. Să vadă și ei, nu numai din ceea ce povestim noi. Pentru că și la evrei s-a întâmplat că după două, trei generații credeau că trecerea prin Marea Roșie a fost altceva și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Bătrânii să-și păstreze cinstea, tinerii să ajungă la cinstea aceea pe care o merită în biserică. Amém.